început, deci, da, bună seara încă o dată, bine ați venit la lecția numărul 5. Am vrut să vorbeați cu Eduard despre GitHub și mi-am adus aminte că cineva m-a adăugat ca și colaborator la repozitoriu. Asta nu e o problemă, doar că probabil nu o să fie necesar. Dacă aveți nevoie de sfaturi sau, nu știu, poate să mă uit prin schimbări, să vă dau careva feedback, puteți să-mi scrieți în Discord. Aș putea să mă uit, dar da, ca și colaborator, nu o să fie nevoie să mă adăugați. Deci am vrut doar să concretizez acest lucru. Puțin despre lecția de astăzi. O să continuăm cu alte tipuri de date din Python. Deci, ca de obicei, o să începem cu niște slide-uri. Presupun că vedeți browserul. Dacă puteți să confirmați, o să apreciez. Se vede. Se Mulțumesc. vede. Mersi mult. Deci, lecția numărul 5. La fel, despre tipuri de date. Tipuri de date standard în limbajul Python, și anume în tipurile de date care vin deodată cu instalarea programului Python la noi pe sistemul de operare. Am vrut să menționez chestia dată pentru că noi, de fapt, probabil unii din voi cunosc, noi putem să adăugăm poate alte tipuri de date sau alt funcțional prin instalarea unor librării, nu librării, biblioteci, libraries, third-party libraries adiționale. În primele lecții, totuși, ne concentrăm pe tipurile de bază. Astăzi, da, o să vorbim mai concret despre liste și tupluri. Nu știu dacă există așa cuvânt în română, tuplu. În engleză, ele se numesc lists and tuples. Ele sunt foarte similare și, de fapt, și tuplurile, ele sunt foarte similare cu array-uri sau tablouri unidimensionale sau multidimensionale. O să vedem cum noi putem să lucrăm cu ele. Dar mai întâi, probabil, ar trebui să vedem de ce avem nevoie de astfel de tipuri de date. O să verific chat-ul rapid. Ok. Deci, de ce avem noi nevoie de o listă sau mai degrabă când avem nevoie? Să spunem că avem așa un caz într-o aplicație să stocăm niște note. Noi deja cunoaștem cum noi să stocăm o notă, un număr, de exemplu, într-o variabilă care poate să fie un număr întreg, un număr real. Dar lucrurile se complică atunci când avem mai multe valori de același tip. Deci, pentru asta, probabil ar avea sens de folosit o structură de date. Anume, noțiunea de structură de date provine din computer science, este o noțiune foarte abstractă și, de fapt, o structură de date poate să fie orice tip de date care conține o colecție sau o mulțime de date împreună. Chiar și o listă, nu știu, un set, sunt foarte multe tipuri de structuri de date diferite. Și probabil cel mai simplu ar fi totuși lista. Iarăși, se aseamănă foarte mult cu un array simplu. Dacă cunoașteți alte limbaje de programare, probabil prima structură de date, de exemplu, din Java sau din alte limbaje, a fost un array unidimensional. Diferența este totuși că lista din Python este o structură puțin mai avansată, are mai multe funcții, de fapt, și este mai aproape de o listă din Java, care nu este un, cum să-i spun, un tip de date primitiv, dar este un tip de date care, de fapt,
mai dinamic, hai să spunem. Și o să vedem ce anume am în vedere când spun dinamic, când o să avem careva exemple de utilizare pentru listă. Deci, înapoi la slide, noi avem mai multe valori, în cazul dat de același tip, care sunt stocate împreună. De fapt, în memorie, la fel, ele ar trebui să apară una după alta, în locații de memorie. Deja, în dependență de structura de date, asta poate să fie valabil sau nu. Pentru că, da, totuși, după cum am mai spus, depinde de cât dinamică este structura de date și ce operațiuni ne oferă la dispoziție. Cam asta ar fi implementarea în Python, dacă noi vrem să implementăm așa o listă de numere. Deci avem niște numere care le folosim la inițializarea unei liste. Lista este reprezentată prin square brackets, paranteze pătrate. Și deja dacă vrem să accesăm o valoare anumită din această listă, putem să folosim indexul sau ID-ul unui element. Și asta este similar cu ceea ce noi am făcut la șiruri de caractere, la stringuri. Pentru că, la urma urmei, un string sau un șir de caractere este probabil asemănător cu o listă de caractere. Adică principiile sunt aceleași. Iarăși, nu trebuie să uităm că indexarea începe de la zero. Deci, o listă, chiar dacă are 6 elemente, primul element va fi cu indicele 0, ultimul va fi cu indicele 5. Deci, da, probabil dacă, de exemplu, avem nevoie de indicele ultimului element, indicele ultimului element va fi lungimea listei minus 1, pentru că, totuși, da, iarăși indexarea se începe de la 0. O să avem, iarăși, niște exemple, dar o să schimb ecranul. Așa, să-mi spuneți, vă rog, dacă vedeți VS Code. Da, sigur. Vedem. Deci, mersi mult. Aici am același proiect care l-am creat anterior, cu exemple de tipuri de date și am adăugat încă două file-uri, lists și tuples. Dar până a deschide file-urile, am vrut să menționez un lucru. Mi se pare că și în Discord a fost menționat faptul că ar fi bine atunci, mai ales când aveți multe file-uri de același tip, într-un proiect, e bine să le organizați poate după numărul lecției sau după funcționalul care este într-un file anumit. Deci, da, în cazul nostru, noi am putea, de exemplu, să creăm foldere separate pentru fiecare lecție și să le punem, să le mutăm file-urile în folder separate, în directorii separate. Asta ne permite, probabil nu schimbă deloc funcționalul, dar atunci când ai 10 sau 100 de file-uri, asta de fapt ajută foarte mult la lucru cu proiectul. În proiecte foarte mari, asta este un lucru destul de important. În cazul meu, până când cred că o să le las așa, dar iarăși cred că pentru homeworks ar fi bine să aveți foldere separate pentru fiecare lecție. Înapoi la liste. Deci, noi deja am văzut cum noi să creăm o listă. În felul următor, avem niște numere întregi de data asta. Și dacă o să executăm acest program, o să avem lista printată în terminal. Deci, numere întregi, dar nu neapărat, putem să avem și diferite tipuri de date în aceeași listă. Asta este, de fapt,
poate și un beneficiu și un dezavantaj, dar probabil nu e așa un mare dezavantaj dacă noi știm ce vrem să facem. În alte limbaje, pur și simplu, turile de date trebuie să conțină același tip de valori. În Python asta nu este, nu este obligatoriu. Putem să avem și șiruri de caractere și probabil că am careva exemple mai jos de asemenea. Dacă vrem o listă fără elemente, asta s-ar face în felul următor. Deci declarăm o listă, o variabilă care să fie o listă, doar că la inițializare noi dăm niciun element, deci o listă fără elemente. Și asta va fi rezultatul. Iarăși, putem să mixăm diferite tipuri de date în aceeași listă. Probabil asta nu este chiar felul în care ar trebui să fie folosite listele, pentru că totuși listele de obicei în programe ele sunt utilizate pentru stocarea unor valori de același tip. Chiar și exemplu cu note. Noi nu avem note care au diferite tipuri. Chiar dacă, de exemplu, avem note din diferite surse, dintr-o sursă noi primim note în format de șir de caractere, din altă sursă în format de numere întregi. Păi în proiecte reale de obicei se face careva preprocesare ca să obținem același tip de date, totuși și să avem o listă cu valori care au același tip de date. Deci asta este posibil, dar probabil dacă noi ajungem să implementăm o astfel de listă, poate ar trebui să ne mai gândim, poate ar trebui de schimbat și de făcut altfel, ca să nu avem să nu avem unexpected behavior sau ceva consecințe neașteptate. Deci atunci când proiectul crește și adăugăm funcțional, nu avem careva efecte secundare. Mai departe, la fel, deci listele nu-i neapărat să fie tablouri unidimensionale, ele de fapt de foarte multe ori, mai ales în domenii ca statistică, data science, machine learning, este foarte des nevoie de a folosi tablouri multidimensionale. În cazul dat, noi avem o matrice, s-ar putea de spus o matrice bidimensională, un tablou bidimensional, pentru că în cadrul acestei liste noi avem trei liste separate. Și la fel, da, ele nu neapărat să aibă aceeași dimensiune, putem să avem și ceva de genul, erori nu o să fie, dar da, depinde de cazul nostru de utilizare, de obicei, totuși ar trebui dimensiunile la fel să aibă sens și să putem efectua careva operații cu tablouri de genul sau matrici. Pentru că totuși operații cu tablouri, unii și bidimensionale, operațiile ele totuși au careva restricții legate de dimensiuni. Așa, mai departe. Ca să accesăm careva element al unei liste, procedeul este similar ca la șirul de caractere, deci trebuie să indicăm indicele elementului. Indicele 0 ar fi pentru primul element, 1 pentru al doilea și deja dacă vrem să obținem ultimul element sau începem numerotația de la sfârșit, putem să folosim indici negativ. Și în cazul dat, deci am obținut 5.0, care este de fapt ultimul element de la prima listă. Deci eu aici folosesc prima listă. Asta este iarăși același lucru
cu această versiune adică dacă eu aș folosi lungimea listei ca să obțin ultimul element sau, nu știu, să numerotez de la sfârșit, păi este același lucru ca și cazul când folosim indici negativi. Mai departe, la fel în liste putem să folosim slicing ca la stringuri. Deci, în cazul dat, acest indici, sau de fapt acest index care este după două puncte, el semnifică poziția de finish. Și am vrut chiar să menționez sintaxa generală la slicing. Deci, de obicei, când noi folosim acest mecanism de slicing, noi avem posibilitatea să avem un indice de start. După asta, finish ID. Și al treilea ar fi step. Și o să vedem și un exemplu cu step, să vedem ce înseamnă asta. Dar în cazul dat este mai simplu. Deci, la linia 20, start ID este de fapt absent, finish ID este 2. Ceea ce înseamnă că o să obținem toate elementele până la poziția 2, adică primele 3 elemente. De fapt, nu, primele două. Am uitat să menționez. Deci, elementul cu indicele finish ID, el nu este inclus. Deci, este de la start până la finish, exclusiv, fără elementul de pe această poziție. Mai departe, în al doilea caz, noi am obținut 45.0, deci iarăși folosim indici negativi ca să începem numerotarea de la final. În cazul dat, avem ultimele două elemente. Dacă am face ceva de genul, un exemplu cu toate aceste valori, numbers, de exemplu, de la 1 până la 5, de fapt, până la 4, pentru că noi avem doar 5 valori în listă. Deci, eu aici pot să-i dau, de exemplu, valoarea 1. Dar asta o să fie același lucru asemănător cu cazul în care dacă eu nu o să-i dau acest step. Pentru că implicit, by default, step-ul are valoarea 1. Deci se merge dintr-un element în element, de la un element la următorul. Un alt mod în care noi putem să interpretăm acest step ar fi incrementul la ID. Deci, de fiecare dată, când trecem la următorul element, la indicele curent, o să se adauge această valoare. Dacă noi o să facem această chestie, noi o să primim totuși o eroare. Indicele trebuie să fie... De fapt, aici chiar și compilatorul ne spune că step value cannot be zero. Deci trebuie să fie o valoare diferită de zero. Ce altceva? Probabil mai jos mai am exemplu cu step, așa că putem să continuăm. Este de menționat faptul că noi putem și să schimbăm valorile din listă după ce am inițializat-o. Deci, ca să schimbăm un element din listă, avem nevoie de indicele la element. Dacă, de exemplu, vrem să schimbăm valoarea primului element, accesăm elementul cu indicele 0 și atribuim o altă valoare. Deci, elementul care anterior avea valoarea 1, acum are valoarea 10.
Așa, asta deja am folosit funcția len, poate folosi pentru a primi lungimea listei. Și, de fapt, funcția len este folosită pentru, în principiu, orice structură de date, ca noi să obținem lungimea acestei structuri de date. Probabil când o să începem să lucrăm și cu alte structuri de date, o să vedem și exemple. Asta este de obicei necesar când trebuie să iterăm, de exemplu, printr-o listă sau printr-o altă structură. Pentru că dacă vrem să iterăm, este nevoie să știm câte elemente sunt prezente într-o listă sau într-o altă structură. Da, deci o altă metodă prin care noi putem să schimbăm elementele listei ar fi să adăugăm elemente noi. Deci, pentru asta avem două funcții principale. Una este append și a doua este insert. Deci, am vrut încă să menționez o chestie. După cum puteți vedea, aici noi avem funcția len, dar funcțiile de genul append, insert, remove și așa mai departe, ele sunt accesate anume din structura de date. Și asta înseamnă că, de fapt, aceste funcții, ca append, insert, remove, ele sunt specifice listelor. Dar funcții ca print, len, ele sunt generice. Adică nu pot fi aplicate doar la o listă sau la o structură de date. Și dacă noi chiar vrem să, nu știu, să ne uităm în implementare sau date de implementare, pentru că totuși nu o să vedem implementarea acestei funcții, noi putem să vedem că aici sunt foarte multe chestii, nu este nevoie să înțelegeți toate aceste lucruri, dar am vrut să menționez că noi avem acest tip de date, care este lista, și deja o multitudine de funcții care sunt specifice anume acestui tip de date. Probabil, dacă o să aveți nevoie de mai multe informații legate de o funcție, mai bine să vă uitați în documentație la Python. Pentru că, da, totuși în implementare este mai... Implementarea este, hai să spunem, mai tehnică și mai neintuitivă. Mai departe, deci ce se întâmplă dacă noi să executăm aceste două instrucțiuni? Teoretic, noi ar trebui să avem elemente noi în listă. Și anume, funcția append, de fapt, adaugă un element la sfârșit. Deci, elementul 6 a fost adăugat la sfârșitul listei. Deci, acest output, acest rezultat. Și dacă noi vrem să adăugăm un element la o poziție anume, o poziție specifică în listă, păi putem să folosim funcția insert, în care specificăm ca prim parametru poziția și după asta valoarea. Deci valoarea 7 o să fie adăugată la poziția 2. Da, deci ca și în ultimul rezultat care l-am obținut. După asta avem funcția remove. De fapt, două mecanisme prin care noi putem să ștergem elemente dintr-o listă. O să dau la execuție. De fapt, eu aș putea să comentez ceea ce a fost până acum, ca să fie mai ușor de înțeles. Așa. Line 34. Am o eroare. Deci, remove. Da, o să trebuiască să... Deci, eu acum am primit o eroare și aș vrea să explic de ce anume. Eu am comentat mai multe linii și, în principiu, lista din care eu încerc să elementul 7 a fost inițializat aici. Eu încerc să șterg un element cu valoarea 7, el nu este găsit și deci primim o eroare care
care se numește value error și de fapt ne spune că elementul cu valoarea x nu este în listă. Ca eu să nu primesc această valoare, să trebuiască să decomentez aceste linii, ca mai întâi să inserez acest element și după să-l pot șterge. Deci avem linia în care l-am adăugat, după asta am linia a treia, unde deja elementul nu există în listă. Dacă vrem să ștergem un element la o anumită poziție din listă, păi se poate de folosit cuvântul cheie del, delete, și deja indicăm elementul din listă. Putem să ne gândim la asta ca o simplă variabilă, deci în principiu lista este într-un fel compusă dintr-o multitudine de variabile și noi de fapt ștergem o variabilă și în rezultat dispare o valoare din listă. Acesta este rezultatul final din care noi am șters elementul cu poziția 2, ceea ce înseamnă că de fapt a fost șters al treilea element. Așa, mai departe, probabil aș putea să comentez aceste linii. Și mai departe, avem încă o funcție specifică structurilor de date. Probabil este folosită mai mult în array-uri, în liste, și anume sortarea. Deci, funcția sort, chiar putem vedea aici o descriere, sort the list in ascending order and return none. Deci este o funcție care nu ne returnează nimic, dar de fapt sortează elementele listei în ordine crescătoare. Implicit, deci ordinea este crescătoare. Dacă noi vrem să modificăm ordinea în care o să fie sortate elementele, deja trebuie să îi dăm careva argumente acestei funcții, adică funcția sort. Dar asta este probabil irelevant acum. Putem găsi exemple online cum noi putem să modificăm, de exemplu, criteriul de sortare a elementelor. Sau, da, cum în principiu să modificăm comportamentul acestei metode asupra unei liste. Și probabil pentru început am putea să încercăm să sortăm o listă de numeri întregi. Spunem că avem așa o listă. Evident, nu este sortat în ordine crescătoare pentru că unele elemente sunt mai mari decât elementele următoare. Dacă noi o să printăm lista înainte și după, o să vedem, deci, diferența. De fapt, asta nu este necesar pentru că printarea se face mai sus. Deci, avem lista inițială și lista în ordine crescătoare. Dacă avem nevoie, poate, de ordine descrescătoare, păi avem o funcție care direct face acest lucru. Deci, aceeași listă de numere în ordine descrescătoare. Dacă ne uităm aici chiar la funcția sort, aici putem vedea definiția acestei funcții. Aici este un sunt de fapt mai mulți parametri ai acestei funcții, dar aici este un parametru care se numește reverse. Probabil noi o să vorbim mai mult despre funcții și despre parametri la o altă lecție, dar am vrut să totuși să menționez că noi putem să folosim funcția reverse sau putem să facem ceva de genul. Reverse equal true.
Deci, reverse, un moment să-mi dau seama, hai să facem puțin, să adăugăm informații la printare pentru ca să fie mai ușor de înțeles. Așa, deci avem lista inițială, care, deci această linie, the result of sort function este acesta. Și în cazul dat, da, avem lista în ordine descrescătoare, pentru că eu am dat acest parametru cu valoarea true, ceea ce înseamnă că el o să sorteze în ordine inversă. Acum, când noi mai executăm o dată și funcția reverse, noi de fapt obținem ordinea crescătoare pentru că el ia ultima versiune a listei. Deci lista care deja a fost sortată descrescător, deja este sortată crescător în rezultat. Dacă, de fapt, noi putem să facem, să folosim funcția reverse și pe lista nesortată și o să obținem, de fapt, ordinea inversă a listei. Da. Deci, cam asta ar fi cazurile de utilizare a acestor două funcții. Iarăși, dacă avem nevoie să inversăm ordinea la sortare, avem două opțiuni. Probabil opțiunea cu argument la funcții este mai optimă din punct de vedere la complexitate, pentru că noi executăm două funcții, adică sort și după asta reverse, dar de fapt facem doar sort. Deci, din punct de vedere la complexitate și operațiuni care au fost executate, ar fi mai optim. Mai departe, avem un exemplu la fel de a printa funcția în ordine inversă. Deci, dacă noi o să folosim o valoare pentru step, o valoare negativă, noi de fapt o să începem de la sfârșit. Deci, valoarea inversă a acestei liste. Da, deci același lucru ca la reverse. Doar că, desigur, dacă eu o să mai printez odată lista, noi o să obținem lista inițială, pentru că totuși slicing-ul el nu modifică lista inițială, el doar ne returnează o nouă listă în care poate elementele sau ordinea este schimbată. Deci, funcția reverse modifică lista inițială, slicing-ul, adică această operație, nu o modifică. Așa, mai departe, ca la șiruri de caractere, noi putem să facem operațiunea de adunare, concatenare. Spunem că vrem să concatenăm o listă cu o altă listă, deci în cazul dat avem lista inițială. Eu o să comentez aceste linii ca să nu modifice lista inițială. O să adăugăm la sfârșit o altă listă, 1, 2, 3. Deci, în principiu, primim tot o listă unidimensională, doar că avem deja mai multe elemente. Și dacă vrem să repetăm aceeași listă de mai multe ori, se poate de făcut înmulțirea ca și în cazul la stringuri. La șirii de caractere. Așa. Pe lângă asta, mai avem și
funcția extend, care, da, la fel poate să extindă o listă cu elementele unei alte liste. Deci, da, în felul următor. În principiu, rezultatul este același ca la concatenare. Doar că, desigur, diferența este că la concatenare, iarăși, dat fiind faptul că noi folosim un operator, adică plus, noi nu modificăm lista numbers, dar de fapt obținem o altă listă care se numește concatenated list ca și rezultat. Dacă noi folosim funcția extend, noi de fapt modificăm lista numbers. Presupun că așa este clar. Chiar, adică acest lucru este cumva intuitiv și după sintaxă, pentru că noi aici, de fapt, asignăm această valoare la o variabilă nouă. Aici, noi pur și simplu apelăm o funcție. Și un lucru care eu l-am făcut și anterior mai sus, noi putem să convertim lista într-un string. Asta de obicei se face atunci când noi vrem să printăm o listă, pentru că totuși la funcția print noi trebuie să-i dăm un șir de caractere. Deci pentru asta folosim funcția pentru a converti o listă într-un șir de caractere. Și după asta putem să-l printăm. Desigur că în cazul dat, chiar dacă noi spunem numbers, el o să meargă, pentru că implicit funcția print o să ia lista numbers, de exemplu cum noi am făcut deja de mai multe ori și mai sus. Deci print numbers la fel o să lucreze, pentru că noi nu avem diferite tipuri de date în aceeași expresie. Dar dacă, de exemplu, avem o listă și un string în aceeași expresie, ca în cazul dat am un string care nu conține caractere, eu încerc să îl printez împreună cu o listă de numere. Păi noi primim, de fapt, type error, pentru că tipurile de date nu sunt compatibile la operațiunea pe care eu vreau să o fac. Dacă nu mă înșel, chestia dată ar trebui să meargă. Da, deci dacă noi le separăm prin virgulă, funcția print pur și simplu o să le printeze una după alta. Deci este posibil, dar iarăși, dacă în caz că noi vrem să facem ceva de genul, formatarea la o anumită propoziție, la un anumit rezultat, păi putem să folosim și concatenarea. În Python, dacă e să vorbesc la general, sunt foarte multe opțiuni prin care noi putem să facem formatarea la rezultat. Deci, iarăși, aici ar fi mers și această variantă. The result, da, și așa mai departe. Doar că separarea se face prin mai multe spații. Așa, cam asta ar fi cazurile de utilizare a listelor, cazurile de bază, desigur, pentru că ulterior noi probabil să vedem și cazuri mai complexe. Dar, după cum am menționat și în slider, astăzi o să trebuiască să facem diferența dintre liste și un alt tip de date. În moment să-mi pun calculatorul la încărcat. Deci, în principiu, pentru structuri de date unidimensionale, la mine puțin conexiunea la cablu s-a întrerupt. Presupun că încă vedeți VS Code. Dacă nu vedeți VS Code, îmi spuneți. Așa. Deci avem și această structură de date care se numește tupluri.
Diferența este, desigur, și în notații, în reprezentare. Pentru a crea un tuplu, noi nu folosim paranteze pătrate, dar paranteze rotunde. Și, de fapt, ideea sau conceptul este relativ diferit. Tuplu este o structură de date care probabil a fost menită să conțină deci valori care poate chiar au diferite tipuri de date. De exemplu, chiar din experiența mea, de multe ori, dintr-o funcție, de exemplu, aveam nevoie să returnez nu o valoare, dar mai multe. Nu știu, de exemplu, hai să spunem, să returnez un mesaj și o valoare întreagă. Sau, de exemplu, dacă vorbim despre chiar la proiectul care eu lucrez, de exemplu, odată aveam nevoie să returnez un mesaj de livrare a unei comenzi și data când această comandă o să fie livrată. Deci, ambele valori, o valoare este un șir de caractere, o altă valoare este o valoare de tip date, deci o dată calendaristică. Tipurile de date sunt diferite. Noi avem nevoie cumva să le punem împreună ca să putem să le returnăm dintr-o funcție sau să lucrăm cu ele împreună. Da, deci în cazul meu era ceva de genul order message. Aceasta era ca un tuplu de genul your order has been shipped sau ceva de genul. Și aici deja, nu știu, data sau o valoare care semnifică data când, sau numărul de zile când comanda o să ajungă la client. Deci, așa, dacă noi, în primul rând, cum noi să creăm, să inițializăm, procesul este același, deci dacă eu o să dau la execuție, avem această structură de date, tuplu, cu aceleași valori ca și în cazul la listă, și deja dacă noi optăm să avem diferite tipuri de date, putem să creăm un tuplu care conține integers, floating point numbers, șiruri de caractere și chiar și boolean. Putem să adăugăm și valoarea specială null. Asta nu o să fie o problemă. Deja depinde de ceea ce noi avem nevoie. La fel, dacă este nevoie de un tuplu fără elemente, putem să-l creăm, doar că probabil nu o să fie prea util. La fel, noțiunea de tuplu multidimensional sau nested tuple. Deci, tupluri care conțin și alte tupluri. Același principiu ca la liste, doar că totuși tuplurile se diferențiază din mai multe aspecte față de listă. Un aspect ar fi faptul că, de exemplu, dacă noi o să încercăm să modificăm o valoare în tuplul nostru, de exemplu, dacă o să facem același lucru ca la listă, să modificăm primul element, să-i modificăm, de fapt, valoarea la primul element, noi obținem o eroare de runtime, deci atunci când executăm programul, noi obținem un type error și anume această eroare ne spune că tipul de date tuple nu acceptă operațiuni de tipul item assignment. Deci noi nu putem să asignăm valori la un anumit element din această structură de date. Aceasta, de fapt, are și impact la performanță. De exemplu,
Să spunem că avem un array simplu, deci un tablou unidimensional simplu, care conține mai multe valori. De exemplu, aceștia o să fie indicii. O să comentez ca să nu primesc mesaje de warnings. Deci, acestea sunt ID-uri. Avem careva values. Valorile poate să fie și numere, nu, asta nu contează. Deci, în cazul la tupluri sau la tablouri simple, unidimensionale, ar avea sens ca noi să le stocăm în locații consecutive de memorie pentru performanță. În cazul la unele structuri de date mai dinamice, păi locațiile nu neapărat pot să fie consecutive, ceea ce are un impact la performanță. Și acest lucru este prevăzut în cazul la liste, pentru că noi totuși putem să, de exemplu, dacă e să mă întorc înapoi la lista cu diferite tipuri de date, noi, de fapt, putem să avem aceste valori, dar la un moment dat, în timpul execuției programului, noi putem să modificăm, de exemplu, stringul, să mai adăugăm caractere sau să modificăm, aici spunem un număr, și așa mai departe. Asta poate să fie o problemă, de fapt are un impact la performanță, pentru că tipurile de date diferite, iarăși, au dimensiune diferită la nivel de memorie. Astfel, crearea acestor variabile, acestor locații de memorie, ele, dacă au o natură dinamică, alocarea o să fie mai complexă. Dacă natura alocării memoriei o să fie statică, adică noi am alocat odată și nu mai modificăm, păi ele pot fi stocate una după alta, respectiv accesarea o să fie mai eficientă pentru că locațiile de memorie sunt consecutive. Da, respectiv lucru cu această structură de date o să fie mai eficient relativ. Spun relativ pentru că este mai eficient doar pentru accesarea elementelor. Deci dacă noi o să facem doar operațiuni de genul, noi primim eficiență garantată. Dar dacă noi vrem să modificăm totuși valorile, nu avem aceleași posibilități ca la liste. Pentru că, iarăși, dacă noi vrem să modificăm, acest lucru nu este posibil. Obținem, de fapt, o eroare. Acest concept, cred că o să menționez și un alt cuvânt cheie din computer science. Deci, în știința calculatoarelor, în structuri de date și algoritmi, este așa un concept care se numește immutability. Sper că l-am scris corect. Deci, avem immutability și antonimul mutability. În principiu, noi putem să avem structuri de date care pot fi modificate, care elementele cărora pot fi modificate, și alte structuri de date sau tipuri de date care sunt immutable, adică nu pot fi modificate. Probabil pentru persoane care abia învață aceste noțiuni, apare întrebarea de ce noi avem nevoie de immutability când noi avem așa o structură de date care în principiu ne permite foarte multe lucruri, foarte multe operațiuni. Și da, deci avantajele la immutability sau, de fapt, motivele pentru care noi folosim structuri de date care sunt immutable
Deci, reasons behind immutable data structures. Motivele sunt mai multe. Un motiv ar fi performanță. Deci, din punct de vedere la performanță, o structură de date care este immutable, care nu poate fi schimbată, poate fi optimizată la nivel de memorie, la nivel de stocare în memorie. Și dacă noi, în schimb, o scriem atunci când noi vrem să modificăm, de exemplu, valorile acestei structuri de date, noi nu o să modificăm structura de date inițială, dar o scriem una nouă, păi, în principiu, noi trebuie doar să alocăm memorie, dar nu trebuie să schimbăm memorie deja alocată. Ceea ce, din punct de vedere la performanță, este un lucru bun. Un alt avantaj ar fi, poate, careva side effects, efecte secundare. Dacă noi lucrăm cu o listă, de exemplu, și lista aceasta este utilizată în diferite locuri în program. Chiar și în cazul meu, voi ați văzut ce se întâmplă dacă eu am comentat niște instrucțiuni. După asta, eu încerc să fac alte instrucțiuni asupra la aceeași listă. Eu, de fapt, am obținut o eroare și cumva nici nu m-am așteptat la acest lucru. Deci, dacă noi nu efectuăm operațiile în mod corect sau secvențial, putem să avem careva erori sau efecte neașteptate. Asta, de fapt, mai mult ține, desigur, de abilitățile inginerului, dar totuși, în viața reală, la proiecte reale, este foarte ușor să obții careva bug-uri, careva efecte secundare, anume din cauza la structuri de date care sunt mutable, dar nu immutable. Alte, nu știu, argumente sau motive pentru care noi să folosim structuri de date care sunt immutable ar fi un concept destul de complex din computer science. Probabil aș putea să menționez, dar nu o să mă adâncesc tare mult în acest concept, anume parallel computing. Eu nu mă aștept ca acest concept să fie cunoscut. Este ceva, iarăși, destul de complex, dar să spunem că, de exemplu, avem o listă, iarăși o listă care este un tip de date care poate să fie schimbat, adică mutable. Și la nivel de sistem de operare, la nivel de calculator, noi avem mai multe procesoare sau mai multe nuclee. Și aceeași structură de date poate fi manipulată de diferite procesoare în același timp sau de diferite nuclee în același timp. Asta este o problemă, pentru că noi putem să modificăm lista în cadrul la un anumit nucleu, atunci când un alt nucleu al calculatorului încearcă să facă aceleași operații, păi iarăși putem să obținem careva side effects. Deci, da, cam acestea ar fi motivele principale. Per general, dacă este să vorbesc iarăși la general, la tendințele programării în general, păi, immutability se consideră a fi un best practice sau o practică bună în programare și chiar trendurile, chiar și în Java sau în alte limbaje, în Python, librării, biblioteci adiționale, ele tind să lucreze cu structuri de date care sunt immutable. Anume, pentru a evita probleme de performanță sau legate de tipuri de date și așa mai departe.
Deci, scuzați dacă eu am menționat careva chestii care nu sunt cunoscute, nu o faceți griji, eu pur și simplu am vrut să, așa, printre altele, deschid careva paranteză, dar nimeni nu se așteaptă ca voi să studiați aceste lucruri acum, la moment. Asta e așa doar elemente de cultură generală. Deci, mai departe, careva alte operațiuni care pot fi executate cu tupluri. Dacă noi o să vrem să modificăm totuși prima valoare din tuplu, valoarea primului element, noi putem să obținem mai întâi o listă din acest tuplu, deci numbers list. Modificăm valoarea și după asta asignăm un nou tuplu la tuplu inițial. Dar, de fapt, asta noi nu putem să spunem că este același tuplu inițial, pentru că noi, când facem acest assignment, această asignare, noi, de fapt, creăm un alt tuplu. Și dacă eu o să execut aceste expresii, și dacă o să comentez aceste. De fapt, eroarea este aici, eu pot să comentez doar această linie. Putem vedea că prima valoare a fost modificată cu valoarea 10. Așa, mai departe. Ce se întâmplă dacă vrem să facem concatenare? Deci, în cazul dat, noi avem tuplu inițial, numbers, facem concatenarea cu un alt tuplu. Deci, aici este valoarea 6 și o virgulă. Este totuși nevoie, spunem virgula, ca interpretatorul și compilatorul intern să înțeleagă faptul că noi lucrăm cu un tuplu, dar nu cu un integer. Deci aici chiar primim un type error care ne spune că noi nu putem să concatenăm un tuplu, numbers, doar cu un număr. Deci chiar dacă avem doar un număr sau doar o valoare în tuplu, o să fie nevoie în cazul dat să punem o virgulă. Așa, mai departe. Și o funcție tare utilă, mai ales când avem numere, când avem de-a face cu numere, este să obținem suma, deci funcția sum, care poate fi folosită de fapt și cu alte tipuri de date, pentru că noi nu o apelăm din tuplu, dar o apelăm din afara tuplului. Deci, această funcție ne returnează suma tuturor valorilor din tuplu. Așa, da. Și, în final, dacă noi vrem să ștergem anume această structură de date, tuplu, putem să folosim instrucțiunea del. Dacă noi o să încercăm să facem undeva era da, deci acest lucru primim o altă eroare care este la fel type error. Deci, toate erorile care depind de un tip de date sau sunt specifice pentru un tip de date, ele de obicei se numesc type errors, adică acesta este tipul de eroare. După asta avem un mesaj care ne spune ce s-a întâmplat. În cazul dat ne spune că tipul de date tuplu nu are implementat sau nu suportă operațiunea de ștergere a unui element. Deci, o să șterg acest statement pentru că nu este corect. Și deja dacă noi ștergem toată structura de date, tot tuplul, noi primim name error. În cazul dat, eroarea se numește name error pentru că eroarea deja este la nivel de variabilă, la nivel de numele variabilei. Deci o variabilă cu acest nume nu este definită.
Pentru că deja a fost șters. Așa. Și deja pentru a obține lungimea unui tuplu, încă o dată folosim funcția len. Așa. Ok. Presupun că astea ar fi în mare parte operațiunile care noi putem să le facem cu tupluri, cu liste. Aș vrea să mă întorc la slider să vedem dacă mai avem ceva. Deci, a mai rămas să vorbim despre lucruri pentru acasă. Lucruri pentru acasă probabil o să fie adăugat în Drive. Din câte am înțeles, voi primiți sarcinile în Drive sub formă de file-uri Python. Acolo o să fie ceva similar, în principiu niște comentarii în care este descris o sarcină și o să trebuiască probabil să folosiți liste, tupluri, și deja funcțiile sau operațiunile specifice acestor structuri de date. Cam atât, probabil, pentru topicul de astăzi. O să verific chat-ul. Deci avem o întrebare. Elementele tuplurilor sunt stocate în memorie, în locații consecutive. Da, deci ai primit și răspuns. Alte întrebări? Probabil la topicul de astăzi. Referitor la homework, probabil nu prea are sens să ne uităm acum prin sarcini, o să le primiți ulterior în Discord. Da, dar eu am Mai o avem o întrebare întrebare? despre homework. Da? Noi cum, eu n-am înțeles cum punem homework-ul în repozitoriul din GitHub care l-am făcut. Ca dumneavoastră puteți să o verificați și să o vedeți. Ok. Deci, în principiu, voi trebuie să creați repozitoriile, deja presupun că le-ați creat. Ele, dacă o să fie publice, oricine poate să intre pe GitHub la URL-ul care reprezintă repozitorul vostru. Voi trebuie să includeți acest URL, această adresă, în formularul de pe Discord. Deja persoanele care o să evalueze lucruri pentru acasă o să intre în repozitoriu și o să vadă ceea ce ați făcut. Eu Acum, asta n-am înțeles. Cum spun temele în repozitoriu? ok, cred că aș putea să fac rapid un exemplu la mine în repozitoriu. Deci o să mai fac o dată share screen. Dacă vă aduceți aminte, eu aveam un repozitoriu care l-am creat, mi se pare că data trecută. Așa, deci, Cuddly Waffle, proiectul de pe GitHub. Spunem că acesta este Homework 3. De fapt, eu am făcut asta data trecută. Deci, voi aveți task-urile care sunt pe Drive. Mi se pare că voi puteți să luați tot conținutul din task-uri, îl puneți, de exemplu, într-un file Python, într-un modul Python. Nu știu dacă am menționat file-urile Python, ele se mai numesc și module. Deci, aici o să faceți implementare, de exemplu, nu știu dacă are sens să fac careva operațiuni, dar hai să spunem. Aici o să fie homework implementation. După asta, din VS Code, dacă ați configurat totul cum trebuie, puteți adăugați schimbările, adăugați un mesaj.
Vasile, da, în sens că Da. noi copiem din Drive, da, adică din file-ul, de exemplu, task-ul 1, copiem și punem în VS Code, da? Pentru că Da. noi trebuie doar să scriem un comentariu, adică stabilite câmpurile în care noi completăm tema pe acasă, da? Oh, ok, deci voi aveți în principiu structură, acolo este loc liber pentru. Da. Da, exact. Puteți să copiați întreg file-ul. De obicei așa se face și în tutoriale, acolo este loc pentru a scrie niște instrucțiuni. Scrieți sau scoateți comentariile care sunt de prisos, adăugați implementarea în Python care este necesară. Și deja faceți commit. Eu asta nu înțelegeam. Cum din Drive ajungem să le punem în Visual Code. De asta am downloadat Da, file. copy. Copy-paste. Da, copy-paste o să meargă. E Mersi. deja plăcere. Sper că am răspuns la întrebarea legată de GitHub. Dacă nu, îmi spuneți? Dacă aveți careva erori sau ceva nu s-a primit, la fel putem să discutăm acum. Ok, atunci, în principiu, persoanele care nu au întrebări, probabil puteți părăsi meeting-ul. Deja o să revenim cu un mesaj cu recording, ca de obicei, cu sarcinile pentru acasă și deja, da, mai vorbim pe Discord. Am vrut să întreb dacă este posibil de mixat tuplurile și listele. Avem, da, eu de fapt am uitat să menționez chestia dată. Chiar mersi că ai menționat. O să mai fac o dată share screen. Scuzați, probabil careva persoane deja au ieșit. Deci, înapoi la. Mi se pare că avem chiar careva exemple. Aici, în notebooks, eu am creat totuși niște Jupyter Notebooks în care pot să execut careva instrucțiuni în mod, hai să spunem, asincron, nu împreună. Deci, aici avem un tuplu care conține valori cu diferite tipuri de date, dar în al doilea tuplu avem și o listă. Deci, este posibil, dacă să răspund la întrebare, este posibil să avem chiar, după cum puteți vedea la execuție, aici este structura la al doilea tuplu, în care avem și o listă. Și aici apare o problemă. Eu am vorbit câteva minute despre immutability, și despre faptul că tuplul este o structură de date immutable, adică nu poate să fie schimbată, dar totuși noi acum, dat fiind faptul că avem o listă în tuplu, această proprietate nu mai este 100% valabilă, pentru că o valoare din tuplu nu este immutable. Deci avem o valoare care este mutabilă într-o structură de date care ar trebui să fie immutable. Așa că, per general, în orice limbaj de programare, în orice structură de date, dacă noi vrem să asigurăm, hai să spunem, 100% immutability sau
ca această proprietate să fie valabilă 100%, trebuie să ne asigurăm și că valorile din interior sau atributele din interior la fel respectă această proprietate. Sper că am răspuns la întrebare. Dacă nu, putem să mai discutăm, putem să experimentăm, chiar ar fi bine. Da, mulțumesc și vouă celor care au fost prezenți.